De-abia aștept să vină iarna. Să mai văd și oameni de zăpadă, nu numai de căcat. Hai la munte, au zis. Mergem la munte. Mergem la munte. Ce facem acolo? Ce facem la munte? Ne plimbăm, domne. Mergem la o plimbare ușoară. O plimbare ea. Plimbare aici. Plimbare ușoară. Stai puțin. Mâine e vineri? Da. Simțeam eu ceva. Miroase a petrecere. Скороговорка на румынском языке. Штюка. Щука. Штюка, штика, штюка и штюка. Дармай шти, ка штюка и пеште. Щика штюка се мананка, щика штюка се прежеште. Теперь попробуй быстрее. Штюка, штика, штюка и штюка. Дармай шти, ка штюка и пеште. Щика штюка се мананка, щика штюка се прежеште. Ușim românski язык sau morcică. Bună ziua! Voi ce faceți? Am urculcat? Bravo! Am urșez? Bravo! Jos? Yes! Șez? Da! Și ce faceți acolo? Sunteți cu minte? Da? Și vă place să fiți cu minte? Și vă place să stați așa cu minte? Bravo! Bă, tu știi română? De ce eu nu știam că tu știi română? Ia, băiete, zi! Da, mulțumesc! А фост фарте информатив. Блин, ну и собралось здесь у меня мусора, надо пойти выбрасывать. Все-таки неделю живу в общаге. Надо уже знать, куда выбрасывать мусор. Иду. О, Буна, мы поти ажутати рок, ну что мы здесь арун гною? Арун члагена. Требуя сукобор пескер ла партер. Окей, супер, молцумеск. Гена? Гена это человек? Так странно, в Румынии есть и люди с именем Гена. Окей, пойду искать Гену. О, вот там как раз 5 мужиков. Там, наверное, кто-то из них Гена. Пойду спрошу. Поразила. Уй, ты, а маич гунующий врёсал даулу Гена. Гена, я акола ластынга. А, астая Гена. Де че камеры? Ну и ом. Da, fată. Am înțeles. Ok, mulțumesc. Ой, бля. Фраза на румынском языке из категории я плюс. То есть eu sunt frumoasă. Я красивая. Am capul nespălat, dar sunt frumoasă. У меня не мытая голова, но я все равно красивая. Eu pot tot. Я могу все. Eu sunt deșteaptă. Я умная. Eu sunt superbă. Я потрясающая. Nu este niciodată prea târziu. Никогда не поздно. Acum e momentul perfect. Теперь самое время. Acum, сейчас, момент. Момент, перфект. Но все фразы переводятся самое то время. Как выучить румынский язык? Да зачем вам как? Учите слова. Амонимы – ваше спасение. Одно слово – несколько значений. Сари – прыгать, сари. Соль – мари – большой. Мари – море. Кыцел – зубчик чеснока. Кыцел – щенок. Лев, 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 один лей. Мэр, мэр, яблоня, мэр, яблоко. Луна, луна или месяц. Луна, 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 месяц. Одно и то же. А так вы уже выучили аж прям два слова, представляете себе? Тот штилка я врял котел.
Ce păcat că nu am destui bani. Poate mă poate ajuta mama. Mai bine merg să o întreb. Mami? Da, dragă mea. Știi că eu vreau cățel, da? Sigur că știu. Poți să mă ajuți cu 1000 de lei? Nu mi-ajunge. Noi acum stăm greu cu banii și nu te pot ajuta cu nimic. Dar? Niciun dar. Nu vreau să aud despre asta. Bine. Sunt sigură că nu va observa că au dispărut 1000 de lei. Ce frumos ești! Cuțu, 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 cuțu. Unde ești? Ești în camera ta? Da? Trebuie să te ascund ca să nu te vadă mama. Haide! Sper că nu a aflat că am luat banii fără permisiune. Merg să văd ce vrea. Da, mami, mă căutai? Trebuie să-ți zic ceva foarte important. Ce este? Ce s-a întâmplat? E despre tata. E bolnav. Are cancer. Și din cauza asta stăm prost cu banii. Și nu avem bani pentru medicamente? Noi nu avem bani nici pentru tratamentele necesare. Spune-mi, te rog, cum te pot ajuta? Unicul lucru care poți să-l faci e să ai grijă pe ce cheltui banii. Bună, Ana! Bună! Ce s-a întâmplat? De ce ești supărată? Tatăl meu e bolnav și nu avem bani pentru tratamente. Vai, îmi pare rău. Știi, azi am aflat că de mâine guvernul va oferi bani pentru orice faptă bună făcută pentru cei nevoiași. Cred că ți-ar fi de folos chestia asta. Wow, n-am știut. Chiar mâine? Da, de mâine. Am înțeles că trebuie să faci ceva bun pentru orice altă persoană și vei primi bani. Ok, super, voi aștepta. Și eu aștept cu nerăbdare. Mulțumesc. Cu plăcere. De mâine pot să-l salvez pe tata. Abia aștept. Neața, mami! Bună dimineața, draga mea! Să faci cât mai multe fapte bune azi. Chiar avem nevoie. Da, sigur, mama. Merg la școală. Pa, pa! Deci nu-mi vine să cred. Iarăși am pierdut pixul. Cum se poate așa ceva? Te ajut eu! Uite, pot să-l iei pe al meu! Mulțumesc pentru ajutor. Ai făcut o faptă bună. Cu plăcere! Super! Dar e prea puțin. Ce pot să mai fac? Stai! Vai, ce idee bună! Ce dacă donez toate hainele care nu le port? Și ar fi o faptă bună, foarte, foarte bună! Uite, am strâns aici toate hainele și merg... Unde să merg? Voi merge și le voi dona la orfani. Zici niște prostii. Chiar dacă lumea întreagă s-ar pune împotriva mea și a ta, am câștigat orice război, pentru că mereu învinge dragostea. Bă, dobitocule, ascultă-mă! Сейчас быстренько перевожу. Zici niște prostii. Ты говоришь какие-то глупости. Prostii – это глупости. Даже если, chiar dacă, lumea întreagă, весь мир, lumea мир, întreagă, весь. S-ar pune împotriva mea și a ta, встали против меня и тебя, împotrivă, против. Am câștigat orice război. Am câștigat, выигрывать, orice război, любую войну. Pentru că, потому что, mereu învinge dragostea, всегда выигрывает любовь. А добиток – это дурак. Все слова и фразы из видео в описании. Ce te uiți așa la mine? Eu vreau să mănânc. Eu vreau să mănânc acum. Și vreau să mănânc când voi avea 5 ani. Și când voi avea 10 ani. Și eu vreau să mănânc bine. Ucim românski язык с анекдотами. Doamna Popescu se întâlnește cu domnul Ion
și cu câinele acestuia, Bobiță. Înfuriată, doamna zice: luați-vă câinele de lângă mine! Simt cum mi se urcă un purice pe picior. Bobiță, vino aici! Doamna are purici! Теперь быстренько перевожу. Doamna, это госпожа Popescu, встречается с господином Ионом и с его собакой Бобица. Женщина сильно рассердилась и говорит: заберите вашу собаку. Я чувствую, как блоха поднимается по моей ноге. На что мужчина отвечает: Бобица, иди сюда. У госпожи блохи. Теперь видео из категории «Где-то что-то услышала, запомнила, записала и сейчас вам рассказываю». Была как-то в гостях девушка, чтобы высказать такую мысль, что она ничего не может запомнить, она говорит «Минтя мя ну фача тампон». То есть ее мозг не впитывает информацию. Это хорошее. «Минтя мя ну фача тампон». «Бикле грэди». Это сокращение от бичиклета, бикле, греди, грединица, это детский сад, или это я услышала на радио. Есть ин панале идей, нужды чесе фачку апартаменту тел, кумсал декорес. То есть у тебя вообще нет никаких идей? Есть ин панале идей? Вай де капл меу! E vinerea și beau! Oh! Ia stai puțin, tu ce faci aici? Și ce ai în mână? E cidru. Bă, tataie, știi că nu ai voie. De ce? Ce înseamnă de ce? Noi am mai vorbit despre asta. Dar e vineri! Tu știi cum te afectează alcoolul. Haide mă, te rog, e puțină... Efectiv, nu mai știu ce să fac. Mă lupt cu morele de vânt. Bine! Gata, gata, gata! Nea! Bravo, tăticule! Mă bucur că suntem pe aceeași lungime de undă. Hai să nu te mai văd! Să mă învețe copiii viață. Sănătate! Ce-i dulce viața? Haide, fii atent! Trebuie să câștigăm, ok? Bine, bine! Deci începem, da? Hai odată! 1, 2, 3. Și cum se numește locul în care trăiesc toți studenții? În baruri, cluburi și apoi în cămin. Da, da, bravo, super! Următorul. Ce se întâmplă cu apa când se face foarte frig? Ce pui mei să se întâmple? Îngheață! Corect! Corect! Super! Bravo! Următorul! Femeia e gravidă, ea nu merge la muncă și intră în... Maternitate! Maternitate! Bravo! Super! Yes! Da! Ai lucrat foarte bine! Ești bravo! Ești bravo! Hei! Ana! Vai! Ce faci? Nu te-am văzut de veșnicie! Hei, bună, salut, oh. Vai de capul meu, sunt bine, mersi. Mă bucur că ne-am întâlnit. Era și timpul, au trecut atâția ani. Îți aduci aminte când eram copii? Cum să nu? Ții minte când golăneam pe stradă, făceam nebunii? Cele mai frumoase amintiri. Și atunci cum stăteam la Caterinca zi și noapte? Mai ales atunci când ne striga mama și nu voiam să intru în casă. Așa de repede a trecut timpul, nici nu-mi vine a crede. Ce frumoase sunt amintirile. Ele fac parte din viața mea și a ta. Bună, Marina! Hei! Bună! Am auzit că ți-ai luat un câine. Da! Da, mi-am luat un schnauzer pitic. Ce tare! E foarte dulce, să știi. Super! L-am învățat deja câteva comenzi. Oare câte poze ai cu el în telefon? Nu prea multe.
Așa și te-am crezut.